1.000 de oameni au murit în Portugalia din cauza caniculei. Căldura extremă a favorizat incendiile de vegetație în Spania și Franța. După ce temperaturile din Marea Britanie au depășit recorduri istorice și au ajuns la 40 de grade Celsius, experții în schimbări climatice avertizează că astfel de episoade se pot repeta la fiecare 3 ani dacă emisiile nu sunt reduse. Conform Digi24.ro, valul de caniculă a provocat fenomene cum rar se văd în Marea Britanie. Un incendiu a izbucnit într-o pădure din sudul Londrei și amenință traficul și locuințele din zonă. Mai multe case au fost cuprinse de flăcări, totul în contextul unor temperaturi extreme, cum nu s-au mai întâlnit în arhipelag. Marea Britanie se topește, au titrat multe ziare din regat. Fotografia cu un soldat al gărzii regale care primește apă de la un polițist a fost aleasă pentru prima pagină. Strandurile și plajele sunt pline, iar oamenii localnici și turiștii deopotrivă fac față cu greu. Aeroportul din Luton, care deservește Londra, a trebuit să oprească temporar zborurile pentru că asfaltul de pe pistă s-a topit din cauza căldurii. Haosul provocat a fost atât de rău încât aeroportul a făcut o sală de așteptare pentru intrarea pe pagina web. Cei care doreau să afle informații despre zborul lor au fost nevoiți să aștepte la o coadă de electronică. Meteorologii se așteaptă ca temperatura să scadă miercuri cu până la 10 grade Celsius în unele zone, unde sunt anunțate averse puternice și furtuni, inundații. Este posibil ca transportul în comun să fie perturbat, iar furnizarea de curent electric să fie întreruptă în unele zone, relatează Digi24.ro.